E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Hei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Stropitoarea. Bună ziua, Pandi! Bună! Ce pui tu acolo la cale? Mi-e milă de floarea asta, e prea cald. Așa e, e o zi călduroasă. Vrei să ajuți floarea? Da, vreau! Atunci va trebui să o uzi, uite. Aici, într-adevăr, e apă din belșug. Dar cum o vei duce pe toată la floare? Cu lopata! Cu lopata? Bine, încearcă! Am nevoie de mai multă apă! Ce o să faci acum? O să le uit, o să le uit pe toate! Oh, sunt atât de multe flori și eu sunt singură! Interesant! Poate poți transporta apa cu altceva, nu, Pandi? Habar n-am! Este mult prea mare! Prea multe găuri! O stropitoare! Bună alegere, Pandi! Stropitoarea e exact ce aveai nevoie! Hei, Milu, te-ai mai răcorit? Da, acum mă simt mult mai bine. Te-am udat ca pe o floare, Milu. Ei bine, pălăria lui Milu seamănă foarte bine cu o floare. Florile. Eu plantez o sămânță în acest ghiveci. Iar eu o voi uda. Când sămânța e plantată, la, la, la. Știm că trebuie udată, la, la, la. Și va crește mare, uite așa. Frunzulița se formează, la, la, la. Apoi altele urmează, la, la, la. Planta noastră se va înălța. În sfârșit, în sfârșit, floarea a răsărit. Planta noastră a înflorit. Uite-o, Margaretă, mică și cochetă, alb precum bumbacul, este liliacul. Trandafirul este floare de poveste. Spuneți voi, copii cu minți, care-i floarea pe care o doriți? Țopa, te costumezi? Da, sunt o floare, o margaretă. Și noi suntem flori! Eu sunt un trandafir! Flori în culori, alb, roz, violet, fac un minunat buchet. De Crăciun nu dormim. Obraz frumos, obraz frumos, cu cetina tot verde.
Bună seara, copii! Bună seara! Deci spuneți-mi, ce ați făcut în ajunul Crăciunului? Am dansat în continuu! Da, am dansat în continuu! Și am cântat colinde! E minunat! Cred că sunteți obosiți, e timpul să mergeți la culcare. A, nu încă. De ce nu, Ariciu? Încă nu e Crăciunul, va fi după ce dormim. Și te temi că se va supăra Moș Crăciun dacă nu îl întâmpini? Mhm. Deci asta înseamnă că veți sta treji toată noaptea ca să-l întâmpinați? Mhm. Nici eu nu vreau să dorm, nici eu. Nici noi. Dormiți? Eu nu. Mhm. Dormiți? Nu, nu, eu nu. Milu, haide, deschide ochii. Haide, nu adormi. Haide, Milu. Hai, nu adormi. Milu, nu adormi. Dar nu dorm. Toată lumea a adormit. Dar nu te teme, Ariciu, îți țin eu companie. Vom sta în liniște și ne vom uita la luminile strălucitoare ale bradului. Așa știu sigur că nu o să adormim. Nu-i așa, Ariciu? Ariciu? Bună dimineața, Ariciu! Ești sigur că ai ratat Crăciunul? Uită-te mai bine în jur! Cadouri! 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 Ce zi de neuitat! E ziua în care dăruim și primim daruri! E ziua în care râdem și ne jucăm! Și nu ați pierdut-o! Crăciun fericit, dragilor! Haideți toți să ne adunăm! De Crăciun ne bucurăm, bucurăm, bucurăm. Trebuie să ne grăbim, ne grăbim, ne grăbim. Omul să-l împodobim, ne grăbim, ne grăbim. Împreună să dansăm, să dansăm, să dansăm. Și cu toții să cântăm, să cântăm, să cântăm. Și părinți, dar și bunici, și bunici, și bunici. Frații mari, dar și cei mici, și cei mici, și cei mici. Moș Crăciun, iată a sosit, a sosit, a sosit. Cu cadouri pregătit, pregătit, pregătit. Ia te uită ce-ai primit, ce-ai primit, ce-ai primit. E cadoul mult dorit, mult dorit, mult dorit. Moșule, îți mulțumim și ce mult te iubim. Acum hai să ne jucăm, de Crăciun ne bucurăm. Haideți să sărbătorim, cum dorim, cum dorim. Nu uităm să dăruim un cadou, să oferim. Împreună să dansăm, să dansăm, să dansăm. Și cu toții să cântăm, să cântăm, să cântăm. Ce frumos e de Crăciun, e Crăciun, e Crăciun. Să fii vesel, să fii bun, de Crăciun. Crăciun fericit. Zăpada. Bună ziua, copilași! Ce căutați aici? Salutare! Am venit să ne jucăm afară! Am ieșit cu toții! A? A dispărut lopata! Și de ce este totul atât de alb? A sosit iarna și deci totul e acoperit de zăpadă. Zăpadă! Uhu!
Pandi a dispărut. Trebuie să o salvăm pe Pandi. Pandi este acolo. Și iată și lopata. E amuzant să te joci în zăpadă. Să ne jucăm! Ai grijă, nu ai voie să patinezi fără un adult. Dar azi am să fiu eu cu ochii pe tine. Trebuie să ai grijă. Oh, nu, Pandi a dispărut din nou. Nu a dispărut, s-a blocat în zăpadă. Bună treabă, copii! Astăzi voi v-ați distrat de minune jucându-vă în zăpadă. Și am aflat ce este zăpada. Iarna. Ariciu, care e cel mai friguros anotimp dintre toate? Iarna, desigur! Iarna a venit, ura! Ninge peste casa mea. Iar copacii și mașina toate s-au ascuns sub nea. Fulgii mari plutesc ușor, de zăpadă ne-a fost dor. Să ieșim să ne jucăm, ninge iar ne bucurăm. Ce nu faci nimic? Dar fac ceva, sărbătoresc Crăciunul. Haine groase îmbrăcăm și ieșim să ne jucăm. Toată pârtia e albă, hai cu sania de grabă. Morcovior, cărbun și iată, facem oameni de zăpadă. Fulgii mari plutesc ușor și ne-a fost atât de dor. În omăt să ne jucăm, ninge iar ne bucurăm. Hai prin zăpadă să pornim, la plimbare să ieșim. Noi prin zăpadă să pornim, facem urme când pășim. Să pornim! Coniferul. Bună ziua, copii! Ce o să facem astăzi? Desenăm? Bine! Haide să desenăm! De anul nou există un copac conifer în fiecare casă. Ce culoare are? E verde! E verde! Da, este verde! Și altceva? Țepos! Țepos! Ascuțit! Ascuțit! Anul nou! Foarte frumos! Dar mi se pare că am sărit ceva! Jucării! O minge roșie! Un clopot
albastru! O stea galbenă! Și ce culoare au luminile? Albastre, roșii, galbene, verzi! Luminile colorate strălucesc pe coniferul nostru. Cine o să vină la copacul nostru? Care este culoarea? Alb! Nas? Roșu! Fular, pălărie și mânuși? Albastre! Cine este copii? Omul de zăpadă! Un an nou fericit, copii! Un an nou fericit! Pe zăpadă cu zăpadă, anul nou e aici. Anul cel nou e aici. Moș Crăciun iar se grăbește de cadouri plini, daruri pentru voi cei mici. Anul nou, anul nou, bine ai venit. Anul nou, anul nou, bine, bine, bine ai venit. Pe zăpadă cu zăpadă, anul nou e aici. Anul cel nou e aici. Anul nou. Moș Crăciun iar se grăbește de cadouri plini, daruri pentru voi cei mici. Anul nou, anul nou, bine ai venit. Anul nou, anul nou, bine, 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 bine ai venit. Programul. Eroii noștri au găsit un nou joc și au planificat toate jocurile. Bună, Pandi! Vrei să afli ce veți face acum? Bună! Așa e! Salutare! Salutare! Bună ziua, dragii mei! Lu masa, un prânz delicios! Să dormim! Dar eu nu vreau să dorm! Eu vreau să mă joc! Dar cum rămâne cu planificarea? E mai bine! Ce urmează? E timpul să ne jucăm! Așa scrie aici! Să mergem, să mergem, să mergem, să mergem! Acum e rândul tău, Milu. Haide, vino aici. Haide, haide, haide. Haide, haide, haide. Tu urmezi, Ariciule. Milu, la o parte. Oare au adormit amândoi? Da, au adormit. Nu vrei să dormi și tu, Pandi? Cine, eu? Nu. Ei bine, băieții par foarte obosiți. Haide să-i trimitem la culcare. Acum dormim puțin și apoi să ne jucăm.
Trezirea! Trezirea, Pandi! Noi am mâncat deja! Aici e gustarea! Îți place? Gata! Le joacă! Un bun plan ne poate spune când este momentul să ne odihnim și când este momentul să ne jucăm. Programul. Voi doi, aveți un plan pentru astăzi? Da! Fă-ți un plan de dimineață. Haide, spală-te pe față. Mergi la masă? Ești din casă? Ne jucăm, apoi mâncăm. După prânz mergi la culcare. Dacă dormi, vei crește mare. Îți faci patul și ești liber să te joci. Te joci minunat, minunat. Cum te-ai organizat, ai atâtea de făcut. Minunat, minunat, totul planificat și programul e știut. Pare un program important, Pandi. Ce este? E timpul să ne distrăm. Păi, dacă respectăm programul, o să avem timp pentru orice, mai ales să ne distrăm. Ura! Dacă faci un efort, mega fort, ziua e ca un tort, ca un tort. Luăm pe rând câte o felie, ziua e o bucurie. Sigur te vei minuna. Este simplu să faci planul. Uite așa, așa. Minunat, minunat. Cum te-ai organizat, ai atâtea de făcut. Minunat, minunat. Totul planificat și programul e știut. Semințe. Bună ziua, copilași! Bună! Salut! Ce sunt alea? Sunt fructe. Vrea cineva? Ia uite, e un fruct. Nu este un fruct, Ariciu. E o sămânță. E o sămânță a fructului. Da, așa este, Pandi. Provine de la un fruct ciudat. Puteți ghici oare care? Uite, o smeură roșie. Și eu am aici roșii. Ia uite. Pandi, acelea sunt afine. Iar Ariciu, acelea sunt coacăze roșii. Credeți că aceste semințe provin de la acele fructe? Nu! Afinele sunt prea mici. Și acre! Coacăzele sunt și ele mici. Și acre! Dar îmi plac! Ce ar fi să încercați și celelalte fructe să vedem dacă sunt mai mari? Asta e albastră! Așa e, Pandi. Iar fructele acestea sunt afine. Afine! Nu, prea mici. Dar sunt atât de bune. Semințe! Semințe mici. Da, Ariciu, sunt micuțe. Sunt agrișe, iar semințele lor sunt mult mai mici decât a voastră. Încă o semință. Dar e diferită. Așa e. Semințele de strugure nu arată ca sămânța voastră. Trebuie să găsiți un fruct mai mare. Nu mai sunt! Nu am aflat de unde provine sămânța. Ei bine, copii, ați găsit o mulțime de fructe de pădure, dar ați ratat una. Care? Unde? Uitați-vă în jur cu atenție, nu aveți cum să o ratați. Tare dulce! Uite, Ariciule! O sămânță exact ca noastră! Oh, oh. Deci ăsta e fructul nostru? Și ce fruct mare e! Se numește pepene! Pepene! Uitați-vă, sunt un pepene! Fructe. Unde mergeți, dragii mei copilași? Câte fructe minunate!
poți să le culegi pe toate. Câte fructe colorate, câte fructe colorate, le gustăm pe încercate. Sunt în marmeladă, pot fi în compot, fructele ne plac mult de tot. Copilași, ia spuneți-mi care fructe vă plac cel mai mult. Îmi plac coacăzele. Îmi plac merișoarele, sunt cele mai bune. Îmi plac agrișele, sunt cele mai bune. Da, îmi plac strugurii, sunt cei mai buni. Și nouă tuturor ne place cel mai mare dintre toate, pepenele. Prin tufiși sau fructiferi cresc fructele și pot să sper că le vei culege, da. Pe toate? Le vei mânca. Fiecare dintre noi are fructul preferat. Dulce e sau acrișor, nici când nu a contat. Sunt în marmeladă, pot fi în compot. Fructele ne plac mult de tot. Fructele ne plac mult de tot. Caracatița. Bună ziua, copii! Bună! Salut! Bună! Ce desen frumos! Și Grohi s-a desenat foarte frumos. El este prietenul nostru, o caracatiță. O să-i facem o vizită cu un cadou. Oh, nu. Da, vopseaua a lăsat urme și trebuie să te speli pe mâini. Eu nu o să mă spăl pe mâini. Vreau să fiu frumoasă. Dar Grohi, dacă pătez pe cineva? Nu o să pătez. Bine, dacă nu o să murdărești pe nimeni, merge așa. Salut! Asta e pentru tine! Bună! Wow! Toate aici sunt așa de frumoase! Wow! Uită-te la astea! Sunt frumoase! Foarte frumoase! Oi. Oh, nu! E în regulă, o să o spălăm. Spălăm? Eu mă spăl pe mâini. Repede, copii! Bravo, Grohi! Te-ai spălat singură pe mâini și ai spălat și caracatița. Acum? Tatăl e curat! Să ne jucăm! Caracatița! Ura! Ne spălăm pe mâini. Grohi, ce trebuie să faci după o plimbare? Să mă spăl pe mâini! Foarte bine, Grohi! Ne-am jucat și aici afară, cam de toate am apucat. Iar acum, copilașii, am mâini bune de spălat. Rezolvarea care e? Rezolvarea care e? Ne spălăm mânuțele. Palmele frecăm, frecăm și degețelele. Murdăria să dispară, să dispară toată. Palmele frecăm, frecăm și degețelele. Murdăria să dispară, să dispară toată. Am mâinile uscate. Eu și
are foame, prieteni buni. Până nu te speli pe mâini, nu primești vreun papa bun. Rezolvarea care e? Rezolvarea care e? Ne spălăm mânuțele. Palmele frecăm, frecăm și degețelele. Murdăria să dispară, să dispară toată. Palmele frecăm, frecăm și degețelele. Murdăria să dispară, să dispară toată. Tub. Bună! Bună! Bună ziua, copii! Ce veți face astăzi? Voi construi un vapor cu aburi! Cele roșii sunt ale mele! Iar eu voi face o casă albastră! Un vapor roșu și o căsuță albastră! Minunat! Rezolva problema asta. Al cui este tubul? Nu știu. Poate ar trebui să aflăm mai întâi ce culoare are tubul acesta. Știm? Aha! Nu e roșu! Nu! Nu e albastru! Nu! Galben? Nu! Verde? Nu! Nu e negru! Și nu e alb! Ce culoare e asta? Cred că tubul e un pic albastru și un pic roșu. Este mov. Culoarea mov e a ta. Corect! Este mov. Al cui este tubul ăsta? Al tău. Nu, al tău. Și cum faci? Uite! Casa cu tub și vaporaș cu tub. Ce tuburi mov frumoase! Mov! Ce s-a întâmplat, Ariciu? Am nevoie de niște vopsea mov! Grohi, Țopa, îl ajutați pe Ariciu? Și împreună albastru cu un roșu aprins și prea frumos. Rezultatul nu e rău, chiar că pare delicios. Da, 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 ce culori vom prepara? Mult albastru, roșu, mult, te vom învăța un truc. Hai să amestecăm acum culorile. Mult albastru, roșu, mult, te vom învăța un truc. Iată, culoarea mov ne va încânta. Țopa, aceasta este o stea? Nu! Nu e o stea? Dar atunci ce este? Iar Ariciu! Iar eu? Iar eu sunt? Iar Ariciu face din spate! Sunt o stea! O stea mov! Mult albastru, roșu, mult, te vom învăța un truc. Hai să amestecăm acum culorile. Mult albastru, roșu, mult, te vom învăța un truc. Și culoarea mov ne va încânta. Și culoarea mov ne va încânta. Culoarea mov! Fotbal.
Uite! Bună ziua, copilași! Ce o să jucați astăzi? Bună! Salutare! Asta! Fotbal? Minunat! De unde veți face rost de poartă și minge? Oh. Ha? Ha! Facem porți! Bună idee! Ariciu, tu vei fi un portar. Portar? Da, vei prinde mingea. Mingea? Minge! 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 Nu minge! Minge! Nu minge! Totuși că această minge e prea mare. Mare! Iar asta nu este... Nu e mare! Ei bine, haideți să încercăm. Cred totuși că această minge e prea mică. E mică! Oare unde putem găsi o minge potrivită? Stați puțin! Ura! Uite! Bună treabă, copii! Bună minge! Nici prea mare, nici prea mică. Într-un cuvânt, potrivită. Mare și mică. Un gem mare și un gem mic. Elefantul-i mare rău, pisicuța-i mică zău, mică! Mare-i un hipopotam, puiul un mic năzdrăvan, iar subacul tăieței te mărește vrei, nu vrei. Vei fi mare și voinic, mare! După ce mai crești un pic, mic. Și pandii are o batistă mare, mare! Iar ariciu una mică, una mică. O lingură mare, o lingură mică. Facem schimb? Ariciu are acum o lingură mare. O lingură mare. Pomul mare are mii frunze mici și rugini. Casa e mare de tot, cărămizi mici peste tot. Cât de mare e lumea ta, când te simți prea mic în ea, vei fi mare și voinic. După ce mai crești un pic, vei fi mare și voinic. După ce mai crești un pic, pui mic. Găleată. Copii! Copii! Unde or fi? Poate se joacă de-a v-ați ascunselea. A mea! A mea! Ia-mi-o! Bună ziua! Copii! Bună ziua!
Ce fel de joc e acesta? Cu mașini! Didi! Cu nisip! Pa-pa! Vreau și eu un tort de nisip! Nu înțeleg nimic. Copii, hai, pe rând, fiecare. Țopa? Ah, Țopa se joacă de-a buldozerul. Dar tu, Pandi, de ce te joci? Aha, Pandi bate Toba. Grohi? Iar eu vreau un tort. O plăcintă? Hai, ridică găletușa. Curaj! Ce prăjitură! Cum ai făcut-o? Didit! Bam, bam! E un tort! E atât de frumos când copiii se joacă împreună. Jocuri împreună. Și nici leapșa nu jucăm, nici cu mingea nu putem, căci n-avem cui să o aruncăm. Păi de ce? De ce nu? Păi de ce? De ce nu? Jocul nu e joc când ești doar tu. Zi, păi de ce? De ce nu? Păi de ce? De ce nu? Jocul nu e joc când ești doar tu. Țopa, de ce avem nevoie ca să ne dăm? Și de mai cine? Grohi! Tot nu se mișcă? Ce ar trebui să facem? De acum ne dăm în leagăn, chiar și leapșa vom juca. Iar cu mingea ne distrăm, căci vom avea cui arunca. Ce? Uite așa! Păi de ce? Uite așa! Împreună noi ne vom distra. Împreună noi ne vom distra. Jucați-vă împreună! Jucați-vă împreună! Jucați-vă împreună! Coarda! Sunt mai rapidă! Eu sar mai sus! Bună, fetelor! Salut! Despre ce vorbiți voi? Eu sunt mai bună la sărit? Nu, eu sunt! Eu pot face asta! Ei bine, eu pot face asta! Ce fete agitate! Nu-i așa, Milu? Bună! Bună, Milu! Uite ce pot să fac! Pot să fac și eu asta? Bine înțeles, Milu! Unde ți este coarda? Nu am una. Poftim! Mulțumesc! Haide, după mine! Nu știu cum. Fetelor, hai să-l învățăm pe Milu cum să sară coarda. Eu! Îl învăț eu! Uite! Hop! 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 Hop!
Hop! Hop! Hop! Sari foarte bine! Poți face și asta! Merge! Grohi l-a învățat pe Milu să sară și Pandi l-a învățat pe Milu să sară. Dar cine îl va învăța pe Milu să sară coarda? Împreună? Știu eu! Rotește, Pandi! Sar, Milu! Hop! Uite, sar! Hop! 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 Așa! Bine! Spuneți-mi, copii, cine e cel mai bun săritor? Grohi și Pandi! Milu! Dacă lucrăm împreună, toate se vor rezolva. Minunat, copii! Săritura. Sari, 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 sari. Uite, iepurașul sare. Sari, sari, sari. Mingea sare și mai tare. Sari, sari, sari. Iepurele mingea sare. Mingea iepurele sare. Sari, sari, sari. Greierașul pe pășune. Sari, sari, sari. Sare greierele în lume. Sari, sari, sari. Pe pășune, pe potecă. Pe potecă, pe pășune, sari. Sari, sari. Poți să sari, sari, sari atât de sus. Poți să sari, sari, sari până la apus. Ce-i mai important acum, copii? Bucuroși puteți sări. Sari, sari. Sari, sari. Sari, sari. Sari, sari. Uite, iepurașul sare. Sari, sari, sari. Mingea sare și mai tare. Sari, sari, sari. Iepurele mingea sare. Toți copiii sunt picioare. Sari, sari, sari. Sare Rareș, sare Sașa. Sari, sari, sari. Daria, Nina și Natasha. Sari, sari, sari. Sar copiii și adulții, animale în fundul curții. Sari, sari, sari. Sar copiii și adulții, animale în fundul curții. Sari, 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 sari. Fereastra. Bună, copii! Bună! Salutare! Ce căsuță frumoasă aveți! E căsuța mea! E atât de frumoasă! Da! Vântul e tare puternic. Trebuie să ne ascundem! E mai bine așa. Da, e mai bine. Dar nu văd nimic. Trebuie să acoperi fereastra cu ceva prin care poți vedea. Transparent. Se pot vedea? Transparent, o știu. Banda. Banda adezivă? Da, Riciu, ai dreptate, e transparentă, dar... Urea, să punem banda adezivă! Merge! Și pot vedea! Prea lipicios. Da, banda adezivă nu a fost cea mai bună alegere. Să găsim altceva prin care putem vedea. Aici,
e fină și poți vedea prin ea. Copilași, acesta e un geam de sticlă. Geam! Geamul va funcționa? Funcționează! Ce treabă bună am făcut! Ce bine că ferestrele au geamuri! Acum vântul nu va putea sufla. Geamul. Copilași, știți din ce sunt făcute majoritatea ferestrelor? Da, din sticlă! Când e frig și vânt puternic, dragi amici, să știți acum că un gemuleț de sticlă este lucrul cel mai bun. Între noi și între zăpadă e acest gemuleț mic-mic și privim de aici la iarnă fără să ne fie frig. Păhărelul e din sticlă, chiar și sticla e da-da, și tabloul e în ramă, sticla îl va proteja. Și acvariul tot din sticlă, peștii să poată nota. Sticla este transparentă, prin ea ne putem vedea. Totuși la un singur lucru trebuie să fim atenți. Sticla dacă se lovește, se va sparge în bucăți. Din acest motiv e bine să ne ajutăm copii. Da! Căci sticluța e fragilă. Mai atenți cu ea vom fi. Din acest motiv e bine să ne ajutăm copii. Că sticluța e fragilă, mai atenți cu ea vom fi. Ting, 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 ting. Vapor cu aburi. Bună, prințesă Grohi! Salutare! Ia spune-mi, ce faci tu în mijlocul mării? Probabil îl aștepți pe prinț. Da! Pe Milu! Bună, prinț Milu! Bună! Ești gata să înnoți toată marea? Nu! Nicio grijă, Milu! Ai nevoie doar de mijlocul de transport potrivit. Transport? Aia? Tu ai nevoie de ceva ce ar putea traversa marea. Barca! E vreo problemă, Milu? De ce ești trist? Cu ce anume te-am putea ajuta noi? O pânză! Iar eu aici. Nu fi supărat, Milu. Doar că ai nevoie de un alt mijloc de transport. Ceva mai puternic. Mai puternic? Cum era țopa? Țopa, pot să iau coșul tău? Te rog mult. Bine! Uitați-vă la asta. Era o locomotivă. Iar acum e un vapor cu aburi. Cu aburi! Viteazul Milu și puternicul său vapor cu aburi au salvat prințesa. E atât de bine să ai prieteni și mijlocul de transport potrivit. Transport marin.
Pe bărcuța mea cu pânze vântul bate neîncetat. Minunat, minunat. Un vapor imens cu aburi mi-a lăsat în urmă acum. Adun bun, adun bun. Peste vai, înspre mai. Uite, o barcă! Așa e, Grohi, e o barcă cu vâsle. Poți să o recunoști după vâsle. E o barcă cu motor, nu are vâsle, dar are un motor foarte puternic. Bună, barcă cu pânze? Da, Grohi, o barcă cu pânze se numește chiar barcă cu pânze. Vaporașe și vapoare, bărci actor cu motor, merg cu noi, merg cu noi. Câte feluri de-a pluti, multe lucruri transportând. Asta ce? O insulă! Peste mare am ajuns. Toți la mare am ajuns. Cerc! Bună dimineața, Pandi! Eu fac gimnastică! Uite cum pot eu! Salutare, Țopa! Salut! Uite, Țopa! Pandi este o gimnastă! Iar eu, eu sunt un săritor. Opa, 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 opa. Nu poți face asta? Pot! Opa! Hei, unde mergi? Ce s-a întâmplat, Pandi? Cercul nu mai este rotund. Ba e rotund. Nu e rotund. Ba e rotund. Numai că e pe lung. Ba nu e, nu e, nu e. Copilași, știți cum se numește forma aceasta cu care vă jucați voi? Oval. Oval? Am făcut un oval. Ha! Din cercul meu. Oval? Așa este. Însă, din păcate, nu mai poate fi învârtit. Nu se învârte. Și nu se rotește. Am să-l repar eu. Ce bine, copii! Ați aflat ce este un oval și ați reparat și cercul. Acum poate vă gândiți la un alt joc. Oval. Ia uitați ce cerc ciudat formăm acum. Se transformă într-o figură ce se cheamă oval. Cine știe, cine nu, cine a auzit? Nu e cercul, este un frumos oval. Priviți, copii, avem baloane cu diverse forme. Eu am un cerc, iar eu am un oval. Pandi, tu
cerc. Ți-ar plăcea să fii o vală? Ia uitați ce cerc ciudat formăm acum. Se transformă într-o figură ce se cheamă oval. Cine știe, cine nu, cine a auzit? Nu e cercul, este un frumos oval. Mai degrabă știu că-ți seamănă cu un cerc. Nu-i rotund, este oval. Asta este cert. Versiunea în limba română a fost dublată în studiourile Fast Production Film. Click pe playlist pentru a urmări toate episoadele. Abonează-te la canalul Tralala pentru mai multe desene animate educative și cântecele nostime.